Uba uba hop, zigzag hop, marsupilami, jungla să o apără. Uba uba e strategia, menirea, filozofia. Apără pădurea verde, în ce-i bine el crede, în prieteni și familie. Uba uba, haideți cu mine. Huba Hector. Sărmana mea, floare, ce sete? Ah, te-am neglijat, nu-i așa? Ah? Camera video? Unde o fi camera? Ah, ce faceți? Vai, dăm drumul! Ah, eu sunt Diane Forest, prietena voastră! Diane Forest! Acest plic conține o listă lungă cu infracțiuni de care ești acuzată. Dar ce infracțiuni? N-am făcut nimic! Liniște! Comportamentul tău accentuează gravitatea cazului tău! Dar sunt nevinovată! Nevinovată! Sunt nevinovată! Mătușă, trezește-te! Repede! Scrisoarea din plic. Trebuie să știu ce scrie ca să-mi pregătesc apărarea. Trezește-te! Nu vrei să ratezi asta. Uite, este uimitor. Arată ca o... Arată ca o mini-auroră boreală. E incredibilă, nu? Dar nu ca visul meu de azi noapte, Hector. Am visat că imobilistul în pusa mea m-a târât în fața unui judecător. Judecătorul era un cactus înflorit din Borneo. E imposibil, având în vedere că acest tip de cactus nu trăiește în acel ecosistem. Uba! Bună, Marsu! Și tu l-ai văzut? Uba! E magnific! Să mergem să aruncăm un ochi? Ha? Mătușă Diane, n-ai deschis încă plicul? Plic? Ce plic? Ăsta e de la judecător. Ca în visul meu, a fost o premoniție. Va trebui să fiu judecată. Voi merge la proces, Hector. Deschide-l tu, n-am puterea să o fac. Nu e de la tribunal, e de la Muzeul de Geografie. Vor să trimită un inspector să se asigure că primesc o educație potrivită în junglă. Se pare că îl vor trimite pe inspectorul școlar, Lordul Judkins. Oh, nu! Ha? Astăzi? Mătușă Diane, nu vreau să plec de aici. N-ai de ce să-ți faci griji, Hector, decât dacă visul meu n-a fost o premoniție, un semn că... Doar nu crezi în așa ceva, nu? Trebuie să dăm atenție visurilor noastre, floricică. Bine, dar încearcă să nu mă mai compari cu o floare, te rog. Marsu, te-am învins! Nu e corect! Dacă aș avea coada ta și puterea unui marsupilami... Este incredibil! Wow! Ia te uită! Locul e uimitor, nu crezi? Îmi dă fiori totuși! Vezi? Copacii cresc în lateral și nu se aud păsărele. Am citit despre astfel de locuri. E un vortex, locul unde câmpul magnetic al pământului e foarte puternic. Privește! Pe atunci strămoșul tău era vedetă! Statuia ta nu are... Stai, nu, aici e! Uba? E magnetit. O rocă ce conține particule magnetice ca un magnet. Strămoșii noștri trebuie să fi crezut că e magie. Mă întreb dacă e vreo legătură între cele două.
Nu mă întâmpină nimeni. Nu e foarte promițător. Să vă spun ceva. Un botanist nu va avea niciodată timp de relaxare în junglă. Dați-mi voie să mă prezint. Sunt Lordul Judkins. Da, tu ești cactusul. Mă scuzați, doar că acest mac palombian mi-a distras atenția și... Splendid! Unde mi-a stat capul? Numai tu știi, domnișoară Forest. Presupun că tabăra nu este departe de aici, nu? Lăsați-vă mașina aici. E foarte aproape. Coliba aceea pare instabilă. Respectă regulile internaționale de construcție. Ceai? Vă pregătesc un ceai bun, vreți? Să vorbim despre nepotul tău, Hector. Pe unde își face veacul el? Uba! 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 Presupun că habar nu ai ce face nepotul tău în acest moment. Trebuie să-mi gustați ceaiul de nucșoară. Are o aromă absolut delicată. Nu știu ce e cu mine astăzi. Era cămașa mea nouă, să știi. Ce sunt rozătoarele astea? Nu sunt rozătoare, ci pui de marsupilami. Părinții lor ne sunt vecini. Asta da imagine frumoasă. Puștiul locuiește în apropierea unor creaturi feroce. Apropo de asta, băiatul nu a venit încă, nu? Dăm drumul, arătare păroasă, dăm drumul. Nu sunt deloc creaturi feroce. Priviți, adoră prăjiturile cu ghimbir. E un semn de rafinament, nu credeți? Într-adevăr, animalele trebuie tratate cu respect. Dar să le tratezi ca membrii de familie? Nu dați atenție regulilor de bază ale igienei? Dăm drumul odată, bandit mic ce ești! Uba! Uba! E o cafetieră solară inventată de Hector. Nu e ingenioasă? E doar un prototip, să știți. E îngrozitor. Acesta e un reciclator de săpun. E util când trăiești în junglă. Ce-ar fi să-mi-l aduci pe Hector și să-mi arate el invențiile lui? Cum doriți, mă duc după el acum.
Doamnelor și domnilor jurați, sunt nevinovată, nevinovată. O, Doamne sfinte, cum să trăiască un copil în așa ceva? Mă tem pentru siguranța sa mentală și fizică. Plecați din fața mea, plecați! Hâși, hâși! Hubi, Hubi! Bine, ați cerut-o! Ce-i asta? Hubi! Oh, sărmanul băiat locuiește printre animale cleptomane, în grija mătușii fermecătoare, dar absolut iresponsabile. Dacă nu-l scoatem din acest mediu sinistru cât mai repede posibil, mă tem că va deveni sălbatic în cel mai scurt timp. Să nu spun despre condițiile sanitare deplorabile, singurul lucru pozitiv fiind existența acestui săpun. O, Doamne! Aici erai! Pentru un moment credeam că te-am pierdut. Tinere, sunt Lordul Judkins. Permite-mi să-ți ofer... Tinere! Uba, Uba! 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 Hector! Nu vrei gustarea de la prânz? Uba! Am văzut destule deja. Nepotul tău trăiește un stil de viață complet opus normelor impuse într-un stat civilizat. Mai mult, am observat că nu are un regim foarte echilibrat. Oh, dar săpunul e făcut din rutabaga locală. E de datoria mea să îl duc imediat la Londra, unde să mă asigur personal că va fi trimis și internat într-un centru de reabilitare. Uba! 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 Sărmanul meu, Hector! Nu-ți pierde speranța. E adevărat că lordul pare foarte hotărât să te ia la Londra cu el, dar cum obișnuia să spună bunicul meu, boxerul, nu trebuie să renunțăm la luptă. Uba? Am negociat puțin cu lordul Judkins. Ar face orice pentru un ceai de nucșoară. Uba. Va lua cina cu noi diseară, te va supune unei serii de teste. Vai, unde mi-e capul? Trebuie să gătesc și nu știu ce să pregătesc. Are un apetit extraordinar. Cel puțin progresăm. Nu mai mănâncă săpun. Hector, ce înveți în perioada asta? Ce ai citit de curând? Hector citește Jules Verne. A citit Ocolul Pământului în 80 de zile, de 80 de ori în 3 zile. Nu-i așa, Hector? Hector! Uba! Uba, uba, uba! Ce glumeț mai ești! Și îi mai place farse amuzante de Jules Verne.
Jules Verne n-a scris așa ceva. Uba, oia. Dar putea să o scrie. Hector, nu te mai juca. Uba. Oh, bravo. Uba. Uba. Farsa asta ridicolă a continuat prea mult, domnișoară. Uba, uba. Uba. Onorată instanță, sunt nevinovată! Nevinovată! Ăsta e un balamuc! Uba! Uba! Hă? Uba! Uba! Până aici m-am hotărât. Uba! Uba, uba! Uba! Poți să te zbați cât dorești, dar îmi vei mulțumi într-o zi. Uba! Haide! Uba! Ai petrecut destul timp în sălbăticie. Ajunge! Ne așteaptă civilizația! Hector! Lord Jenkins! Ce faceți? În acest moment pornim spre Anglia și îl iau pe Hector cu mine. Asta e decizia mea. Bine, dar... Dacă faceți ceva să mă opriți, domnișoară, vă promit că voi sta de vorbă cu directorul Muzeului de Geografie. Și vă garantez că vi se va retrage dreptul de a studia prețioasa Immobilis Tempus în Palombia. Animal galben! Hector! Uba! Uba! Marsu, fă ceva! Uba! Uba, uba, uba! 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 E total inacceptabil! Deci vrei să ne jucăm, nu? Gata, te-am prins! Locul tău este la zoo. Deci, crezi că Hector e un animal sălbatic aflat la mila irresponsabilei lui mătuș? E asemănător unei primate, doar că îi lipsește blana? E un animal cu un intelect asemănător cu plantele mătușii sale? Micul meu Hector e un tip creativ. E mai evoluat decât vei fi tu vreodată. Dar se pare că uiți că e un puști. Ideile tale învechite sunt pline de pânze, de păianjen și de moli. Am spus-o, am spus-o. Uba, uba! Nu s-a terminat. Și eu am un cuvânt de spus. Încă
coșmarul meu, floarea m-a avertizat împotriva lui Judkins. Detest jungla, detest animalele și detest copiii! Oh, până aici! Dar asta ce o mai fi? Uba, Uba! 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 Te-am păcălit, Marsu! Sunt eu din nou! Uba! A fost straniu, corpul meu s-a crezut un marsupilami. Nu puteam să-l controlez? Wow! Ai reușit să provoci o altă reacție plasând mingea la locul ei! Marsu, ești foarte isteț! Oh! Bună! Mă numesc Archibald, dar poți să-mi spui Arci. Wow! Locul ăsta e uimitor! Prima dată când m-am lovit de tine, credeam că sunt Marsu. Lord Judkins s-a lovit de spatele meu, deci se crede... Asta înseamnă război! Se crede un băiat de 12 ani. Te-am prins! Nu-i nimic, Marsu. O scurtă vacanță în copilărie îi va face mult bine. În orice caz, aproape că se termină. Privește! Doamne, nu pot să cred! Au trecut 50 de ani de când nu m-am simțit amuzat! Deci, ne batem cu noroi? Te-am nimerit! Așa, am destule provizii ca să explorez Palombia pentru câteva luni. Să nu uit ceaiul de nucșoară. Dimineața am trimis o telegramă la Muzeul de Geografie. I-am informat că Hector s-a adaptat perfect. Și asta numai datorită ție. Draga mea, domnișoară Forest. Oh, nu exagerați, vă rog. Acum, unde e agenda mea? Uba, uba. Pot să o păstrezi. Cum se spune în Franța? Bon appétit! Dacă stau să mă gândesc, păstrați și ceasul meu, dacă îl mai aveți. Care ceas? Călătoriile te ajută să rămâi tânăr. Cu bine, muzeelor! Salut, noi aventuri! Uba! Uba! Dublajul a fost realizat de studiourile BTI.